Ceanu, Ceanu. Aoleu, iarăși tu, bătrâne. Ce vrei? Păi, deci este o competiție organizată de către Coca-Cola și mulți alți vloggeri foarte faimoși, printre care se numără și favoriții tăi. Ce competiție? Ce vlogger? Explică-mi, te rog. Bine, hai că-ți explic. Această competiție te ajută pe tine să devii faimos și să te lanseze. Și pe lângă asta tot, poți singur să-ți alegi un mentor dintre toți cei 7. Și normal o vei alege pe Anne Green, că știu că îți place foarte mult de ea, dar nu trecem peste asta. Anne Green îți cere să filmezi pentru ea un filmuleț de 2 minute în care să zici ce-ți place la o persoană anume. De exemplu, la vărul-o, la taică-to, la orice. Ceea ce este foarte ușor și știu că îți place extrem de tare de vărul-o. Deci poți face despre el. Wow, sună chiar interesant. Este Anne Green în organizare? Dar bă, bătrâne, știi că m-a lăsat de vreo 2 luni de vlog. Nu știu ce să fac, adică... Na. Dar știu ce anul că te-ai lăsat, dar te rog frumos, ai o mulțime de oportunități prin această competiție, măcar încearcă, te rog. No, bine, hai că încerc. Yes! Salut, Anne-Marie! Înainte să încep tema pe care mi-ai cerut-o pe această competiție, aș vrea să spun că faci o treabă excelentă. Și din câte videoclipuri am văzut la tine pe canal, cel mai bine l-am ținut minte videoclipul în care ai încercat mâncarea japoneză. Și oarecum ți-a plăcut, cred. În caz că mă iei la tine în echipă, am să-ți arăt o mulțime de dulciuri și mâncăruri chinezești, pentru că da, eu sunt chinez, în caz că nu ți-ai dat seama, care sunt sigur că o să-ți placă la nebunie, pentru că pare genul de persoană la care îi place să experimenteze multe lucruri și foarte curioasă de orice. Bun, gata cu poveștile, hai să începem tema pe care mi-ai cerut-o la această competiție. În această temă o să aleg pe verișorul meu care locuiește în București. 1. Îmi place extrem de mult la tine pentru că ești genul de om foarte, dar foarte distractiv și în același timp matur și serios. Îmi place că atunci când sunt în jurul tău, pur și simplu uit de toate, deci efectiv de toate problemele și mai ales când mă scot la o tură în oraș cu TTRS-ul tot din 2014. 2. Îmi place la tine că niciodată nu m-ai lăsat baltă, adică de fiecare dată când veneam la tine la București, tu de fiecare dată mă scoteai în oraș, oriunde mergeai trebuia neapărat să mă iei și pe mine pentru că nu rezistai nici tu fără mine, îți plăcea foarte mult prezența mea și de fiecare dată mă chemai la București. 3. Îmi place la tine pentru că ascult genul de melodii pe care îl ascult și eu, adică oricum tu m-ai influențat să ascult genul ăsta de melodii, deci da. 4. Îmi place la tine pentru că de fiecare dată îmi dai sfaturi despre viață, mai ales sfaturi despre fete. Really, nigga? Cred că sfaturile despre fete mi le-ai dat cel mai mult până acum, deci... Da. A, și să nu uităm că de fiecare dată nu rezistai să nu-mi zici ceva de o mașină pe care o vedeam pe stradă sau să-mi spui cum se repară o mașină, cum se tunează o mașină, cum îi adaugi aia și că cam viitor să nu fac eu mecanicul tău și bla bla bla. 5. Și aș vrea să închei cu asta, dar aș vrea să închei oarecum cu un lucru negativ. A fost frumos să te cunosc la 4 ani și că am ajuns până aici și încă ne înțelegem super bine, dar mor de ciudă că la 14 ani ți-ai găsit nevastă, deci pur și simplu au distrus toată relația dintre noi doi. Ai făcut copii, dar sunt fericit pentru tine, chit că nu mai ai timp de mine, chit că nu mă mai chem la București, chit că nu ne mai vedem așa des. Acum ești cu ale tale, ești cu nevasta, trebuie să ai grijă de copii, de casă. Dar oricum, tot același verișor super tare rămâi pentru mine și oricum te iubesc, omule. Deci da, cam atât a fost Anne Green, îți mulțumesc pentru vizionare și o să-ți povestesc mult mai multe despre el. Crede-mă că îți o mulțime de lucruri care trebuie să afli despre. În caz că o să mă alegi în echipă, sunt total convins că o să fie o experiență de neuitat și mai ales pentru că mi-a schimbat viața radical. Să spun și puține lucruri despre mine, sunt de mic pasionat de vlogging, dar... Din păcate a trebuit să mă las acum 2 luni de acest lucru deoarece am avut câteva probleme personale și cum au apărut probleme personale, eu nu am mai avut timp de așa ceva. Da, cam atât a fost, sper să mă alegi în echipă și să ne vedem curând. Pa!